Salut! Schimbările climatice au bulversat pomii din livezile noastre. Astfel că, la data de 1 noiembrie, avem în grădină meri înfloriți. Este o anomalie atât pentru pomi cât și pentru noi. Pomii au trecut peste perioada pe care trebuiau să o respecte de repaus, și din cauza căldurilor care au persistat, au reintrat în vegetație, au repornit mugurii florali. Așa că întâlnim atât la pomi tineri, cât și la pomi bătrâni, flori, sunt convins, nu numai în grădinile din Argeș, și în alte livezi se întâlnește acest fenomen anormal. Nu mai este o glumă, încălzirea globală ne afectează pe toți, inclusiv pe plante. Cine nu crede în aceste fenomene, să meargă în grădină să observe. Uitați și ce flori frumoase, flori care ar fi trebuit să fie prezente în pomi în luna martie, sunt prezente în luna noiembrie. Vă las cu aceste imagini și cu gândul că trăim perioade de transformări profunde. Vă urez multă sănătate!